Iubiți frați și surori, dragi prieteni ascultători, bine ați venit la sărbătoarea mulțumirii, la cortul întâlnirii Măslinu, a cărui har și îndurare prin dragostea lui Dumnezeu ni s-a oferit și ni s-a acordat acest timp minunat să putem să fim părtași la această sărbătoare. Nu pot să încep această lucrare decât cu voi împreună și cu ajutorul Domnului, rugăciunea Tatăl nostru, toată comunitatea, toată asistența, ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Bunule Părinte, Tată iubit din cer, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, astăzi și aici, în cetatea Arad, aici, unde s-au adunat sfinții Tăi, dar s-au adunat și prietenii casei Tale, suntem adunați pentru a înălța numele Tău, pentru a slăvi îndurarea Ta, bunătatea Ta, a glorifica numele Tău sfânt, slăvit și preamărit. Și pentru harul acesta îngăduie ca întreaga asistență să primească de aici, din partea Ta, îndurarea Ta. Dar și noi, cu tot poporul aici, spunem, slăvit să fie numele Tău! Amin. Slăvit să fie numele Tău! Amin. Al Tău nume care este singurul, care merită toată lauda, slava, cinstea, înălțarea și glorificarea, pentru că Tu ești Domnul. De aceea astăzi aici, bătrâni și tineri, copii, grupuri de laudă și slujitori altarului, stăm în fața Ta pentru ca în această zi să ne transmiți din cer gândurile Tale care le ai cu privire la noi. Mulțumim, Doamne, căci ne mai dai harul și puterea ca să ne adunăm și să înălțăm numele Tău. Doamne, sărbătoarea mulțumirii în Arad vrem să fie bazată pe cuvântul Tău, să zidim un altar, să punem numele acestui altar, Domnul este steagul nostru. Binecuvântat să fie numele Tău și tot poporul, amin! Amin. Tot poporul, amin! Amin! Tu ne-ai salvat, ne-ai mântuit, ne-ai binecuvântat până aici. Revarsă peste noi îndurarea Ta, stropii Tăi de binecuvântare. Mulțumesc că Te simt deja aici. Binecuvântă, Doamne, lauda și cântarea. Mulțumesc pentru frații mei care au venit de departe, de la Brașov, din Bistrița, din Arad, din Timișoara, din județ, din municipiu, de peste tot. Doamne, fie numele Tău slăvit! În vecii vecilor să fii binecuvântat, de acum și în veci, amin. Vă rog să ocupați locuri. Iubiți frați, surori și dragi prieteni, aș vrea ca astăzi în acest loc scurt, timp avem, dar trebuie să-l prețuim, să avem în vedere că în acest loc va fi înălțat numele Domnului și noi cu toții suntem martori la această lucrare și să concurăm împreună pentru glorificarea, proslăvirea și lauda la adresa Domnului. Vreau ca să spun în aceste momente, iubiți frați, surori, Biserica Penticostală Măslinu, Biserica Maranata din Arad, Biserica Oază de Viață,
Biserica Porumbița, frații de credință din județul Arad, Curtii, Ciria, sunt Petru, sunt Nicolau Felnac, care au venit de departe și care sunteți de aproape, din Europa, din America, care ați venit la sărbătoarea noastră, vă salutăm. Primiți salutările noastre sfinte și calde și luați-le cu toată dragostea și căldura. Iată ce plăcut, ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo Domnul dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Mi-a fost dat în această lucrare și sorțul a căzut ca să pot să vin să deschid această lucrare, discutând cu fratele Tony Farcaș, coordonatorul Bisericii Oaze de Viață, spunându-mi: frate Vasile, te rog frumos să mă ajuți în lucrarea aceasta. În neputința trupului a venit ca să fie aici cu noi împreună și pentru că mi-a dat această lucrare, vreau ca împreună cu voi să spunem, toată biserica, toți de aici, Domnul să se atingă de fratele Tony. Vreau ca în aceste momente să vă aduc următoarele cuvinte care stau scrise într-un psalm atât de drag nouă. Psalmul 50, cu versetul 23, spune câteva cuvinte la care vreau să subscriu și să repet ce spune acest cuvânt minunat și sfânt. Psalmul 50, cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 116, versetul 12 și 13. Psalmul 116, versetul 12 și 13. Cum voi răsplăti eu Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Iată câteva cuvinte care vreau împreună cu voi să le zidim, să le facem în această seară. Vă rog cu toată dragostea să primiți salutul cald și binecuvântat al bisericilor care le-am pomenit aici, al fraților din Arad, al Bisericii Pentecostale Măslinu, a cărui om de servici sunt, non-stop la clinica unde slujesc ca medic de gardă. Un medic de gardă n-are voie să doarmă. Medicii trebuie să-și facă datoria și să stea treji ca străjerii pe ziduri. Vreau din toată inima să mulțumesc, acum vin cu mulțumiri, și să aduc pe această cale salutările sfinte pentru toată asistența prezentă aici. Pentru lucrătorii, vă rog, lucrătorii prezenți în locul acesta, începând cu fratele păstor Zăgrean, Pascu și alți lucrători care ați venit aici, să vă ridicați în picioare, păstorii. America, sus! Haide aici! Lucrătorii, cine mai este prezent? Victor, stai pe picioare! Lucrătorii, stau pe picioare! Cine mai este ordinat lucrător? Frate băiatul, vă rog frumos! Vă rog să veniți aici, frate băiatul! Alo! Vă rog, sunt televizat, mă vede toți sateliții acum! Vă rog să veniți aici! Lucrătorii, vă rog aici! Intrați aici! Dumneavoastră ocupați! Salut lucrătorii, diaconii, prezbiterii, păstorii, evangeliștii, salut grupul de laudă din Timișoara, fratele Vasile Micula, fratele Zeno, Domnul să-i binecuvânteze, salut frații din Brașov, sora Rebecca împreună cu băieții, cu frații care ați venit, Domnul să vă binecuvânteze și nu în ultimul rând vreau să salut oaspeții veniți de departe sau de aproape, din țară, din județul Arad, din România, Europa, USA, Canada. Peste câteva momente va sosi între noi primarul cetății, omul cetății Aradului, domnul primar Gheorghe Falcă, care îl așteptăm să ajungă din moment în moment. Aici între noi se află fratele Tony Farcaș, la momentul când va sosi vor avea un speech și dânsi amândoi pentru noi cu ocazia acestei sărbători. Iată de ce în această zi, în această dupămasă, mă bucur din toată inima că și la părtășia noastră primarul Aradului nu ne ocolește. Asta dovedește respect față de o comunitate
În mod deosebit, comunitatea fraților romi din municipiul Arad, din județul Arad, are respect față de acest om al cetății. Bine că nu mă aude, dar acum putem vorbi în afara lui, că el este omul care nu odată, de multe ori s-a implicat în viața noastră a comunității de romi și cât atârnă de dânsul, în limitele legii, ne ajută ca să putem să ne desfășurăm activitățile noastre și lucrările care ne stau înainte. Din toată inima spun încă o dată, Dumnezeu să binecuvânteze primarul. Și acum intrăm la subiect. Vreau ca în aceste momente să ascultăm grupul din Arad. Două cântări, grupul din Arad, care s-au pregătit, vor avea două cântări. După care, grupul din Brașov vor avea trei cântări. După care încheie fratele Vasile Micula cu trei cântări. După aceste puncte anunțate, vreau ca să îi dau respect pentru a aduce o jertfă și a prinde primul jertfa de mulțumire în această seară, fratele păstor Marcel Căldăraș din Statele Unite ale Americii, care ne va motiva la o rugăciune. Cu toții să spunem, atenție, Domnul să-i binecuvânteze! Slăvit să fie Domnul Iisus! Venit din cer, de la Dumnezeu, dar noi n-am știut și te-am prigonit. Ai venit din cer, de la Dumnezeu, dar noi n-am știut și te-am prigonit. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Tare tu ne-ai dat și ne-ai răscumpărat. Lumina am primit, pace în tine am găsit. Iertare tu ne-ai dat, ne-ai răscumpărat. Lumina am primit, pace în tine am găsit. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Va veni o zi când tu ne vei răpi. La cer ne vei lua, ne vei șterge lacrima. Dar va veni o zi când ne vei răpi. La cer ne vei lua, ne vei șterge lacrima. Cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum.
Dumnezeu. Dar noi n-am știut și te-am priconit. Ai venit din cer, de la Dumnezeu. Dar noi n-am știut și te-am priconit. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Amin, slăvit să fie Domnul! Vrem să cântăm o cântare și vrem să cântați cu noi împreună. Cântarea aceasta spune: vrednic ești de cinste și de închinare. Ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Pentru că vrem să înălțăm numele Domnului în această seară și El merită toată cinstea, toată închinarea și toată adorarea. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Numele Tău, vrednic ești de cinste.
ce mari minuni faci Tu. Și ca Tine altul lui, și ca Tine altul lui, ce mare ești. Atunci ascând măreți stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci ascând măreți stăpânitor, ce cel sfânt. Atunci ați când măreți stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci ați când măreți stăpânitor, ce și voce mult mai demonstrat că tot ce am din mâna Ta am căpătat. Nimic nu am mai scump decât ce Tu mi-ai dăruit. Salvarea prin Iisus ce pentru mine s-a jertfit. Te iubesc, Iisuse, Te iubesc. Încă-și mi-ai dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, Te iubesc. Vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, Te iubesc. Încă-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, Te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Deși înțeleg că aici nu voi mai sta prea mult, Iisus mi-a pregătit un loc unde mă duc. Dar
Până atunci ajută-mi, Tată, să nu obosesc. Puternic în credință, firea vreau s-o biruiesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și vita viață, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Este tatăl mai atent ca tatăl meu ceresc. Și când ascult chiar prin uia, îmi spune te iubesc. În viață au venit momente ce m-au dărâmat, dar îmi aduc aminte când de jos mai ridicat. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc, că-și te iubesc. Mi se duc anii vieții ca și zorii dimineții. Alte vieți dacă aș trăi, tot pe Domnul l-aș iubi. Mi se duc anii vieții ca și zorii dimineții. Alte vieți dacă aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Dar eu nu te las.
te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Viața aceasta nu-i ușoară, și dulce și amară, jertfa de la Golgota mi-a schimbat viața mea. Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Dar eu nu te las, biserica, dar eu nu te las. Căci tu pentru mine ești apă. Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Nu doresc a-mi ia cărare, s-o schimbi o largă cale, orice mi s-ar întâmpla, nu mă las de calea ta. Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Dar eu nu te las, nu te las niciodată, dar eu nu te las niciodată, Iisus. Căci tu pentru mine ești apă curată și te iubesc nespus. Puterea ce o ai să schimbi inimi, să aducă oameni pe cărări divine, iubirea ce-ai avut-o la Calvar, să mor, o Doamne, pentru mine. Puterea ce o ai să schimbe inimi, să aducă oameni pe cărări divine, iubirea ce-ai avut-o la Calvar, să mor, o Doamne, pentru mine. Te aude cerul când spui da, 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 vino acum, nu amâna, da, 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 și vei fi un om iertat, un om binecuvântat, vino acum să fii salvat. Te aude cerul când spui da, 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 vino acum, nu amâna, da, 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 și vei fi un om iertat, un om binecuvântat, vino acum să fii salvat. Ești un păcătos, tu
Hristos, El mântuirea îți va da, El îți va șterge lacrima. Te aude cerul când spui da, 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 vin acum, nu amâna, da, 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 și vei fi un om iertat, un om binecuvântat, vin acum să fii salvat. Cerul când spui da, 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 vin acum, nu amâna, da, 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 și vei fi un om iertat, un om binecuvântat, vin acum să fii salvat. Și vei fi un om iertat, un om binecuvântat, vin acum să fii salvat. Slăviți să fie Domnul! Îmi place, fratele Vasile, strigă cât poate, ca și mine. Îmi place să strig și să laud pe Domnul, pentru că Dumnezeu merită să fie lăudat. Amin? Scoate ecou, numai un pic. Am fost la o biserică lângă București, la Târgoviște, și era o biserică mică, eram presat între amvon și perete cu acordeon în brațe. Și au venit păstorul și au zis, Domnul să fie slăvit. Eu tare, amin, dar singur, și restul să se uitau la mine, ce-o pățit ăsta? Domnul să binecuvinteze Miri, eu mai tare, amin, și văd că ăsta se uită nervos la mine. Acum m-am gândit că strig prea încet. Și a mai strigat el. A zis, slăvit să fie Domnul încă o dată. Și am strigat cât am putut de tare. Amin! Și ăsta se uită la mine și zice, auzi mai încet că mă încurci. Vreau să spun ceva, Dumnezeu nu se încurcă când lăudăm. Amin! Când a fost gata programul, vine la mine și îmi spune, auzi, ce aveți voi penticostale de țipați așa tare? Tu crezi că Dumnezeu e surd? Avea el școală, dar nu m-am lăsat. A zis, nu-i surd, dar nici nervos ca dumneata. Slăvit să fie Domnul că este bun cu noi. Amin, avem de ce să lăudăm pe Domnul. Cântarea care vreau să o cânt, vreau să o cântăm cu toți din toată inima. Mă uit la voi, sunteți foarte frumoși. Pentru că Dumnezeul vostru este minunat și v-a mai dat o zi să trăiți. Câți de aici avem motive să cântăm că este mare Dumnezeu, mâna sus. Aleluia. Cântarea spune, este o cântare care mi-a dat Dumnezeu din drum spre Oradea, spre Timișoara, în mașină. Cântarea spune cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, te vei lăuda mereu, ai salvat sufletul meu, cât de mare ești, Doamne, slavă ție. Ce mare ești Tu, Doamne, ce mare ești și sfânt, spun soarele și luna și vuietul de vânt și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ. Și vuietul furtunii și-al păsărilor cânt. Mare ești, mare-i slava Ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Tot Aradu cântă cu mine. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Prea multe couri. Cât de mare ești, Doamne, eu-ți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Haideți cu toată inima! Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu-ți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. O, de-ar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e al Tău nume și sfântul Tău cuvânt. Dar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, de-a preamărit, de-a pururi, ce mare ești și sfânt. Toată inima! Mare ești, mare-i slavă Ta,
ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Haideți cu toată inima! Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu-ți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Sufletul meu, cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Este Sfânt Domnul. Aleluia, slăvit să fie numele Lui. Fără efect. Fa major. Vreau să cântăm, l-am văzut pe fratele Tony, aici cu niște tricouri care susține, eu susțin Aradul, capitală europeană. Și voi susțineți, nu? Cine susține? Mâna sus. Vreau să cânt imnul Europei în varianta noastră a bocăiților. Da, fa major. Cu toată inima. Te adorăm în fericire, cum al gloriei cerești. Ce curaza-ți de iubire, inimile ne-ncălzești. O alungă nori și ceață, de-ntuneric și păcat. Și ne luminează viața, cu Duhul tău sfânt curat. O alungă nori și ceață, de-ntuneric și păcat. Și ne luminează viața, cu Duhul tău sfânt curat. Orice lucruri mari sau mici ce prin tine s-au făcut, glorie ție, Iisus! Ție neîncetat, munți și mare, deal și vale, floarea în splendoarea sa. Toate lucrurile tale ne vestesc iubirea ta. Munți și mare, deal și vale, floarea în splendoarea sa. Vestesc iubirea ta. Vrei să fii fericit? Secretul fericirii noastre este Iisus Hristos. Glorie Lui, dătător de fericire. Dătător de fericire ești Tu, Doamne, Tu și iubire curge din al tău izvor. Tu ești Tatăl
Hristos, frate, în tine toți ne iubim. Învață ne-a iertat toate și ca frați noi să trăim. Tu ești Tatăl, Hristos, frate, în tine toți ne iubim. Învață ne-a iertat toate și ca frați noi să Aleluia! Și mai știu o cântare. Mi-a zis cineva, zice, Vasile, mi-ar place cum cânți dacă nu te-ai înstrâmba așa de tare. Dacă nu mă înstrâmb, nu pot. Dar nu contează. Trebuie să-L auzi pe Dumnezeu cu toată inima. Ia acordeonul. Ultima cântare care o să cânt din acest buchet este o cântare care am compus-o în urmă cu aproape un an. O cântare care îți spune, îți mulțumesc și inima îți dăruiesc. Totdeauna cântările care le învăț sau care le compun, le învăț din cap. Și m-a trimis nevastă-mea după pâită, în oraș, cu plasa în mână. Îmi place să cânt așa când merg pe stradă. Și o babă în fața mea la semafor. Să uite la mine, eu cântam. Iar să uite la mine, eu iar cântam. Și au zis ce mă întreabă. Zice, maică, dar tu cu cine vorbești? Și a zis, cu Dumnezeu, i-am zis. Vai, și ești așa de tânăr. Mă bucur că romii din Arad vorbesc cu Dumnezeu. Cu cine vorbim aici noi? Cu cine vorbim? Strigați că nu vorbesc singur. Cu Dumnezeu, glorie Lui. Si minor. În orice zi, Doamne, vreau să-ți mulțumesc de tot ce-mi dai. Cu drag primești că tot ce am este doar din mâna ta. Glorie ție. Ce zi, Doamne, vreau să-ți mulțumesc de tot ce-mi dai, cu drag primesc. Căci tot ce am este doar din mâna ta, doar tu îmi ești alăturea. Îți mulțumesc, îți mulțumesc și inima îți dăruiesc. Îți sunt dator, îți sunt dator, Iisuse al meu mântuitor. Toată inima îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc și inima îți dăruiesc. Îți sunt dator, îți sunt dator, Iisuse al meu mântuitor. Și când te simt, mă trec fiori. Pe brațul tău, Doamne, vreau să fiu mereu. Căci numai Tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc și inima-ți dăruiesc. Îți sunt dator, îți sunt dator, Iisuse al meu mântuitor. Toată inima! Îți mulțumesc, îți mulțumesc și inima-ți dăruiesc. Și voi, Bobby, cântă! Îți sunt dator, îți sunt dator, Iisuse al meu mântuitor. Încă o dată, îți mulțumesc! Îți mulțumesc, îți mulțumesc și inima-ți dăruiesc. Îți sunt dator, îți sunt dator, Iisuse al meu mântuitor. Omului Dumnezeu spune așa, ca toți cei ce iubesc mântuirea să zică neîncetat, mărit să fie Domnul. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Și tot omul Domnului spune, iată ce bine și plăcut este să locuiască frații împreună. În această seară binecuvântată de Dumnezeu, suntem adunați mai de departe și mai de aproape.
Și aceasta nu este la voia întâmplării, ci este pentru că și Dumnezeu ne-a găduit o zi de biruință, slăvit să fie numele Domnului. Și iată-ne, dacă în această seară suntem în locul acesta, aș dori ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea: cu ce gând suntem în locul acesta? Oare suntem în locul acesta, cum spune titlul acestei întâlniri, la cultul întâlnirii cu Dumnezeu pentru mulțumire? Oare în această seară am venit noi cu adevărat să mulțumim Dumnezeului nostru în locul acesta? Știți că și cuvântul Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă că acolo unde ne adunăm doi sau trei, numele Lui, El este prezent. Și în această seară, măcar că suntem într-o hală, Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Puteți să ziceți în această seară: slăvit să fie Domnul! Dacă vă uitați și în stânga, și în dreapta, și priviți spre ceruri, acela este scaunul de domnie a Dumnezeului tău. Este scaunul de domniei Dumnezeului nostru, slăvit să fie numele Lui. Pământul este așternutul picioarele Lui. Și El se face atât de mic, nu doar să intre în hala aceasta, dar să intre în inima ta. Și astăzi prețuiește aceasta, că Dumnezeu este aici cu tine, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă suntem aici, cred că fiecare dintre noi avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Poetul unei cântări spune: îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse. Oare ți-ai pus întrebarea în dimineața zilei de astăzi, când te-ai sculat din patul tău, cine a fost de partea ta de te-ai sculat? Spune omul lui Dumnezeu David: dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să zică Israel acum, dacă n-ar fi fost Domnul de partea ta și de partea mea în ziua de astăzi când ne-am sculat, ai putea zice fiecare dintre tine. Dar iată că noi suntem aici pentru că Dumnezeu a fost de partea noastră și nu s-a judecat cu noi. Ne-a mai dat o speranță, ne-a mai dat o șansă să ne ridicăm și să-i mulțumim, pentru că El ne-a creat, El ne-a făcut și a Lui suntem slăviți să fie numele Domnului. În această seară, vă spun sincer, îmi cer scuze chiar și pentru ținuta care am la altar. Nu credeam nici de cum că fratele Vasile, chiar am spus: frate Vasile, la această lucrare nu vreau să particip cu la nicio slujbă și aș dori să dăm întâietate fraților. Și în această seară avem frați, pe fratele Pascu, avem pe fratele Zăgreanu, Domnul să-i binecuvinteze. Și aș dori ca noi să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, ca să le deschidă o ușă de cuvânt. Dar nu este suficient ca Domnul să le deschidă lor ușă de cuvânt. Este nevoie ca Dumnezeu să lucre la inima ta. Știți de ce intră vântul acum în această căhală? Ușile acestea sunt deschise. Și simțim că trece un curent, un fior, care ne mai face cu puțin vânt. Dacă acestea ar fi fost închise în această seară, cred că am înnebușit și mai tare, am transpirat și mai tare. Dar haideți așa cum sunt ușile acestea deschise. În această seară, spune așa cuvântul Domnului: nu vă împietriți inima. În această seară, dacă suntem în locul acesta, hai să ne deschidem inimile. Vă spun sincer, avem pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu. Avem mult mai mult decât pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu și vă spun sincer că nu mulțumim cât trebuie să mulțumim. Avem ce îmbrăca, avem ce mânca, avem un acoperământ peste capul nostru, fiecare mai mult decât avem nevoie. Și pentru aceasta zi și noapte trebuie să mulțumim pentru lucrul acesta. Pentru că se numește o zi de mulțumire. Așa cum spune și poetul cântării, chiar și fratele cânta aici: îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse. Nu uita că ai fost în groapa peririi, în fundul morcirilei, erai morți în greșelile tale, în fărdălegile tale și cineva a plătit pentru tine și pentru mine, slăvit să fie numele Lui. Și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în această seară este prezent în locul acesta și te rog, dă-i voie să steie în inima ta. N-are nevoie de 99% din inima ta, are nevoie de toată inima ta și aș dori să invit biserica la o rugăciune. O rugăciune ca Dumnezeu să ne schimbe inima. Pentru că câți crede că Dumnezeu este aici prezent?
să ridice o mână sus. Știi ce spune poetul unei cântări? Doamne, în prezența ta mi se schimbă inima. Și văd că am ridicat destui mâna sus. Și cuvântul Domnului spune că dacă doi se unește și cer ceva. Și dacă în această seară mulți dintre noi am ridicat o mână sus și credem că Dumnezeu e aici, haide să ni se schimbă inima. Aș dori să ne sculăm în picioare cu toții și să mergem în această rugăciune, să aducem această lucrare înaintea Dumnezeului nostru, pentru că Dumnezeul nostru este Cel ce poate să ne schimbă inima, slăvit să fie numele Domnului, și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze toată slujba din această seară, toată slujba de mâine seară, de duminică, care va fi în locul acesta, conducătorii, cei ce au contribuit, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, dar și pe noi, că dacă noi vom chema și dacă vom noi trăi lângă Dumnezeu, vor fi mâine mulți mai mulți în locul acesta, și aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Intrăm în rugăciune. Atenție, nu se vorbește și n-avem ce împărți. E vorba de rugăciune. Duhul Sfânt trece de la inimă la inimă. Toată biserica ne rugăm. Venim înaintea ta, bunul nostru. Prin fratele Manix continuăm rugăciunea. Lăudăm al Tău nume preasfânt, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, în această seară, pentru că Tu ești acel ce ne-ai binecuvântat, lăudat să-ți fie numele Tău. În această seară dorim prezența Ta binecuvântată peste noi. Dorim prezența Duhului Sfânt peste toată lucrarea. Proclamăm puterea Ta divină peste fiecare ființă, peste fiecare suflet. Dorim ca Duhul Tău în această seară să ridice poveri. Dorim ca Duhul Tău să îmbărbăteze. Dorim ca Duhul Tău să cerceteze adunarea. Dorim ca Duhul Tău să ne reabiliteze, să ne zidească, să ne întărească. Dorim să ne cercetezi prin cuvântul Tău sfânt, dar mai întâi de toate dorim ca prezența Ta să rămână peste noi, peste cuvânt, peste cântare, peste toată lucrarea, iar noi slăvim și înălțăm în numele Tău, pentru că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre, lăudat să-ți fie numele Tău. Îți mulțumim pentru ziua aceasta și dorim ca prin Domnul nostru Iisus Hristos să aducem laudă, cinste, slavă, acum și în veci în vecilor. Aleluia! Amin. Astăzi vin la Tine, Doamne,
plin de lacrimi și suspini. Și te rog a mea durere, vino Doamne să-mi alin. Astăzi vin la tine, Doamne, plin de lacrimi și suspini. Și te rog a mea durere, vino Doamne să-mi alin. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să-ți lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să-ți lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Cea mea rană, tu pui balsam pe ea. Vreau să ajung cu ai mei din casă, în împărăția ta. Tu vinde cea mea rană, tu pui balsam pe ea. Vreau să ajung cu ai mei. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să-ți lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Eu te iubesc, Iisuse, vreau să intri în casa mea și să-ți lași, Iisuse, Doamne, binecuvântarea ta. Fraților, pe sfânta cale e nevoie de răbdare. Fraților, pe sfânta cale e nevoie de răbdare. Căci răbdarea și credința ne aduce pocăința. Căci răbdarea și credința ne aduce pocăința. Sufletul ce se zmerește la oameni nu prețuiește. Sufletul ce se smerește la oameni nu prețuiește. Însă Tatăl îl primește și din cer îl ocrotește. Însă Tatăl îl primește și din cer îl ocrotește. Ce-a fost prinsă în cuie te atinge, te mângâie. Mâna ce-a fost prinsă în cuie te atinge, te mângâie. Te ridică, te întărește, pentru cer le pregătește. Te ridică, te întărește, pentru cer le pregătește. Fraților, pe sfânta cale e nevoie de răbdare. Fraților, pe sfânta cale e nevoie de răbdare.
Hai cu toți să ne unim, cu toți să ne pocăim, pentru cer să ne sfințim, să putem să moștenim. Haideți, frați, să ne unim, cu toți să ne pocăim, pentru cer să ne sfințim, să putem să moștenim. Amin. Iubiți frați, ne apropiem încet ca să ascultăm mesajul Domnului pe care fratele păstor de la Bistrița, Gabi Zăgrean, îl va avea în seara aceasta pentru noi. Vreau să vă mărturisesc că fiecare cântare, fiecare cuvânt a fost trecut prin filtru. Și străjerii de pe ziduri au marea misiune de a centra și a centraliza tot ceea ce este cu direcție direct pentru suflet și pentru inima omului. Vreau cu toată biserica acum atenție aici. Unii se plimbă, unii intră, ies, e problema lor. E foarte important când venim la întâlnire cu Duhul Sfânt să fim în același duh. Toată biserica, vă rog, inclusiv bătrânii care sunt seara aceasta împreună cu mine, să spunem: Doamne, dă-ne o inimă nouă. Aș vrea să fiu cu tine, Iisuse, Domnul meu. De mi este greu sau bine să stau pe brațul tău. Aș vrea să fiu cu tine, Iisuse, Domnul meu. De mi este greu sau bine să stau pe brațul tău. În tine, în tine am speranță, Doamne. Pe brațul tău mă simt iubit. Tu nu te schimbi, Iisuse dulce, rămâi același neclintit. În tine, în tine am speranță, Doamne. Pe brațul tău mă simt iubit. Tu nu te schimbi, Iisuse dulce, rămâi același neclintit. Cu mâinile amândouă mă țin de haina ta. Orice-și pierde în lume, pe tine nu m-aș lăsa. Cu mâinile amândouă mă țin de haina ta. Orice-și pierde în lume, pe tine nu m-aș lăsa. Iisuse dulce, rămâi același neclintit. În tine, în tine am speranță, Doamne. Pe brațul tău mă simt iubit. Tu nu te schimbi, Iisuse dulce, rămâi același neclintit. Rămâi același neclintit. În tine, în tine am speranță, Doamne. Pe brațul tău mă simt iubit. Tu nu te schimbi, Iisuse dulce, rămâi același neclintit. Amin. Cam au te ghilabavi romanez. Cam asta ghilabas manța. Igen, am și mi minor. Tu s-a îndevla ceacimos, tu s-a îndevla iertimos, me mangau tu să roghez, pașaman de te aveți.
Amin. Conserom, conjale romanes, vaza să dedicați. Aleluia, mărimetea velul de el. Tu s-a de la cea ci mos de la, tu s-a de la ierti mos, me mancau tu sorges, pașaman de te aves. Tu s-am de la ceacimos de vlad, tu s-am de la iertimos, me mancau tu soroches, pașaman de te aves. Anau tu mengă e pacea, anau tu mengă e pacea, anau tu mengă e pace toga. Pacea, pacea le de vlus, chiar n-au dumengă, o haro. N-au dumengă, o haro. N-au dumengă, o haro. N-au dumengă, haro, haro le. E venu shalom, alechem. E venu shalom, alechem. E venu shalom, alechem. E venu shalom, 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 alechem. Shalom alechem, even shalom alechem, even shalom alechem, even shalom, shalom, shalom. Anam tu menke oharo, anam tu menke yemila, anam tu menke yepacha, anam tu menke. Slăviți să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm ca în seara aceasta binecuvântată de Domnul, în care Domnul a îngăduit ca în seara aceasta minunată să fim la părtășie aici. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dacă în seara aceasta am venit în casa lui Dumnezeu, cred că cu toții am venit să ne facem mai buni în seara aceasta, plecând din casa lui Dumnezeu, să mărturisim că ne-am întâlnit cu Domnul. Măriți să fie Domnul! Așa cum bine ați auzit, timpul este înaintat. Și zic ca Dumnezeu să atingă fiecare inimă în seara aceasta, Dumnezeu să pună inimile noastre în mișcare. Așa cum am spus, plecând din casa lui Dumnezeu, să mărturisim că în seara aceasta ne-am întâlnit cu Iisus. Având în vedere că timpul ne presează, aș vrea să dau un îndemn scurt la rugăciune. Iubiți frați și iubite surori în Domnul Iisus Hristos, îndemnul meu la rugăciune în seara aceasta este... O rugăciune ca să fie ascultată de Domnul trebuie să cuprinde trei puncte foarte esențiale. Amin? 1. Du de rugăciune. Aș dori ca Dumnezeu să reverse plinătatea Duhului Sfânt în noi. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să te electrocuteze în seara aceasta. Dacă ai venit cu gândul să te întâlnești cu Domnul, Domnul să pună în mișcare inima ta. Este nevoie în seara aceasta ca Dumnezeu să reverse un gel de rugăciune peste tine și peste mine. Puterea Duhului Sfânt să clocotească în tine. Măriți să fie Domnul! Rugăciunile noastre nu dorim să fie doar formaliste. Noi avem nevoie în seara aceasta ca Dumnezeu să reverse duc de rugăciune peste noi. Spuneam ca o rugăciune să fie ascultată, trebuie să cuprindă punctele acestea foarte esențiale. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost electrocutați de Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să pună în mișcare inimile noastre. Vrem în seara aceasta să fim atinși de puterea Duhului Sfânt, plecând din casa lui Dumnezeu să ne bucurăm în prezența autorității sfinte. Aici este prezent divinitatea, aici este prezent Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Și în seara aceasta să reverse Domnul peste tine și peste mine și peste comunitatea de rom un duc de rugăciune. Amin? Să vorbim în alte limbi după cum ne dă Duhul să vorbim, să vorbim mări să fie Domnul. Avem nevoie. Când Dumnezeu revarsă duc de rugăciune în tine, când stai sub mâna puternică a celui preanalt, tu te alimentezi de puterea lui Dumnezeu.
Când o oaie se îndepărtează din staul și păstorul își cheamă oile, acea oaie nu mai poate deosebi voia și vocea lui Dumnezeu datorită faptului că s-a îndepărtat de staul. Când primim duc de rugăciune, când stai sub mâna puternică a celui preanalt și în seara aceasta adăpostește-te sub mâna celui preanalt ca Dumnezeu să reverse un de lemn proaspăt. Psalmul 23, omului Dumnezeu David spune: paharul meu este plin de dă peste el. Când paharul tău este plin și curge, trebuie să simtă și cel de lângă tine. Știți de ce? Că tu ești plin de Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să alimenteze inimile noastre. Aș dori ca Dumnezeu să reverse un de lemn proaspăt peste fiecare dintre noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră în seara aceasta îl simțiți pe Domnul. În seara aceasta îl rog pe Dumnezeu să alimenteze orice inimă. Îl rog pe Dumnezeu să producă o schimbare noi în seara aceasta. Măriți să fie Domnul. După ce Dumnezeu se reverse duc de rugăciune, Dumnezeu ne învață al doilea punct: iertare în rugăciune. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Vrei ca în seara aceasta să fii iertat de Dumnezeu? Venind în casa lui Dumnezeu, poate între tine și mine, poate între tine și frații din adunare, sunt lucruri nepotrivite voii lui Dumnezeu și nu poți fi iertat. Dumnezeu vrea să ierți în seara aceasta, plecând din casa lui Dumnezeu schimbat, și să mărturisești că în seara aceasta, aici la Măslinu, la Arad, te-ai întâlnit cu Iisus, trăiască-i numele! Duhul lui Dumnezeu să te pună în mișcare, să te atingă, să facă o schimbare, să producă Dumnezeu o schimbare în viețile noastre, să învățăm să iertăm. Eu nu știu, poate ai venit împovărat în seara aceasta, poate nu mai ai nădejde, poate simți că ești disprețuit de cei dragi ai tăi. O, Doamne, învață-ne în seara aceasta să iertăm. Atunci când tu ierți, și Dumnezeu te iartă. Vrem ca în seara aceasta binecuvântată de Dumnezeu, în rugăciunea aceasta, să reverse Dumnezeu un duc de rugăciune, apoi să facă bunul Dumnezeu să ne iertăm unii pe alții. Vrei să fii iertat? Vrei ca Dumnezeu să facă o grațiere în dreptul inimii tale? Iartă în seara aceasta și astfel numele lui Dumnezeu să fie proslăvit în viața ta și în viața mea. Mării să fie Domnul. Apoi cu ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu să reverse peste noi credință în rugăciune. Deci degeaba ne rugăm dacă nu credem. Noi trebuie să credem în seara aceasta, venind aici la Măslinu, căci Dumnezeu ne ascultă, ne iartă, ne grațiază. Dar ca rugăciunea ta să fie ascultată, trebuie să crezi. Trebuie să crezi în seara aceasta. Ce anume a determinat-o pe femeia cananeancă? Uitați-vă dumneavoastră să stea divinitatea în fața ei și strigă după Mântuitorul, după Domnul Iisus Hristos. Dă-i drumul că strigă după noi, strigau, spuneau ucenicii. Și a spus Mântuitorul: eu am fost trimis la oile lui Israel. O, Doamne, în seara aceasta învață-ne să iertăm. Învață-ne să credem, Doamne. Învață-ne, Doamne, să fim alimentați de puterea Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Nimic n-a determinat-o pe femeia aceasta să nu se dea bătută în afară de credința ei, credință în rugăciune. În seara aceasta, rugându-ne aici la Măslinu, spune-i Domnului povoara ta, spune-i Domnului durerea ta. Doamne, cred în numele lui Iisus că și tu m-ai ascultat. Doamne, plecând din casa ta, fă o transformare în viața mea. Credeți în seara aceasta că și Dumnezeu ascultă? Haideți să ne ridicăm în picioare. În scurtele cuvinte vrem să-i spunem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să reverse peste noi puterea Duhului Sfânt. Amin? Așa cum stăm, vrem să intrăm înaintea Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Fratele Marius Preda, îl rog
să vină aici în față, să continue rugăciunea. Doamne, lăudăm numele Tău cel Sfânt și venim, Doamne, în seara aceasta să-ți mulțumim. Să-ți mulțumim, Doamne, că nu suntem în altă parte. Să-ți mulțumim că suntem aici în mijlocul laudelor și a strigătelor de bucurie. Acolo, Doamne, și aici unde credem că Tu dai binecuvântarea, mărit să fie numele Tău. Te rog, Doamne, numele Domnului Iisus, fă ca părtășia noastră, fă ca strângerea noastră să nu fie în zadar. Ci fă, Doamne, ca aici, printre noi, să fie lucrarea Ta, să fie Duhul Tău, să fie binecuvântarea Ta, Doamne. Te rog, binecuvântă-ne pe toți care ne-am adunat în seara aceasta la părtășie. Binecuvântă pe robul și servitorul Tău pe care l-ai trimis în seara aceasta să ne aducă vestea bună a Evangheliei. Umple-l de putere, Doamne, și fă ca mesajul lui să fie unul plin de har și biserica să simtă prezența Ta, mărit să fie numele Tău. Doamne, sunt mulți oameni, suntem mulți adunați aici, fiecare cu diferite probleme. Te rog, ai în vedere, Doamne, problemele fiecăruia. Ai în vedere, Doamne, pe cei păcătoși, pe cei ce nu Te cunosc. Atinge-Te, Doamne, de cei ce au nevoie de Tine în seara aceasta. Fă să se cunoască slava și puterea Ta în locul acesta, Doamne. Și cu toți să-Ți mulțumim și să recunoaștem că Tu ești Domnul care ești între noi în seara aceasta. În numele Domnului Iisus m-am rugat și cred că tot ce se va face aici va fi pentru gloria Ta, pentru onoarea Ta, Doamne. Al Tău nume să fie slăvit, Tată din ceruri, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog frumos, toată atenția, tot respectul. Invit și frații de credință care au stat aproape 2 ore afară să intre în sală și să citește Sfânta Evanghelie. Frate Grațian, te rog, la masa unde se vând cărți, s-a terminat cu leva, s-a vândut destul. Tot ceea ce au mâncat și au băut oamenii, să fie slăvit Domnul că s-au săturat. Acum cuvântul Domnului îl facem. Strâng ce? Cuvântul Domnului unde? Acum, Doamne, binecuvântă robul Tău. Dumnezeu să vă binecuvânte și pe voi. Este o plăcere și o bucurie să fiu aici. În ultima vreme ne-am văzut și la Șiria și în alte părți. E bine să fim împreună, e bine să avem ocazii dumnezeiești. Vreau să felicit pe cei care ați gândit și organizați într-un mod consecvent și această adunare aici la Arad. Mai putem încă, nu știm când și cât ne vor mai ocroti legile țării, ne vor mai accepta primarii, ne vor mai saluta ca să putem să facem ce facem aici. Cred că nu avem prea mult timp la dispoziție, cred că vom fi din ce în ce mai îngrădiți, cred că la un moment dat vom fi opriți să mai facem întâlniri de genul ăsta, dar până atunci să ne dea Dumnezeu înțelepciune să prețuim seara asta. Și dacă Dumnezeu vă mai dă și cele următoare la fel, și voi și eu, să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău. Amin. Aș vrea să deschidem Biblia, cei care o aveți, ceilalți care nu aveți urechile și inima mai ales. O să citesc un pasaj din predica celebră pe care Iisus Hristos a ținut-o pe muntele fericirii. O știți pe din afară, o mai auzim odată, partea asta. Matei 6, începând cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni
nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu segeră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Domnul iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am auzit în seara asta că dorim și doriți că aici în hala aceasta, care a devenit de astăzi un loc în care am pus și am proclamat și am înălțat numele Domnului, să fie o sărbătoare a mulțumirii. Cineva spunea că cel mai valoros cuvânt de pe planeta asta, care are cel mai impact, mai mare impact în viața persoanei care îl spune și cea care îl aude, fiți foarte atenți, este acesta: îți mulțumesc frumos. Foarte mulți dintre noi ne plângem, ne scuzăm și spunem așa: aș fi vrut să-ți fac cadou, aș fi vrut să fac asta pentru tine, aș fi vrut să fac altceva pentru tine, da? Știi ceva? N-am bani, n-am timp, n-am putut. Ascultă-mă ce spun astăzi cu frică de Domnul. Dacă vrei să spui mulțumesc frumos, nu te costă nimic. Cineva m-a întrebat odată: frate Gabi, ce înseamnă fericirea? Cred că sutele de oameni care suntem aici, dacă am fi provocat să scriem pe o bucată de hârtie sau să explicăm într-un interviu la Credo sau la altcineva ce înseamnă fericirea, toți am avea o grămadă de idei. Habar n-am ce am răspunde. Și mi-am adus aminte că răspunsul pe care eu l-am dat atunci, inspirat de Duhul Sfânt, cred, și de anii când stau ca și voi lângă această carte sfântă, Biblia, a fost ăsta: cred că un om fericit este omul care este mulțumit. Să vă cer să spuneți amin, poate că vă cer să vă ispitiți singuri. Omul fericit nu este omul care are bani. Omul fericit nu este cel care n-are bani, că și pe zona asta sunt mulți care sunt eroi că n-au bani. Da, și fac din asta o anumită smerenie care au asociat-o cu smerenia Bibliei. Povești. N-are nicio legătură asta. Fericirea nu e legată de resurse. Că ai, că n-ai. Că azi ai, mâine n-ai. Dacă ai, vrei mai mult. Dacă n-ai, visezi să ai. Și tot rău e. Cum a zis înțeleptul: nu-mi da bani ca să o iau razna,
Dar nici nu mă lăsa sărac ca să cercer și să comentez și să fiu nefericit. Vreau să spun tuturor, fericirea e asta. Nu știi să ai cel mai frumos bărbat sau cea mai frumoasă nevastă, și frumusețea e deșartă. Fericirea nu este așa cum cred o grămadă de flăcăi și de fete, cum am crezut și eu, în pofte, că spune Biblia asta că dezmierdările sunt înșelătoare. Azi te dezmiardă, te pupă, te mângâie, îți spune că ești prințesa lumii, că mâine îi spune lui alta. Și tu spui, o să fiu fericită dacă el face treaba asta pentru mine. O să fiu fericit dacă ea cade pe spate când mă vede pe mine. Povești! Dezmierdările sunt înșelătoare. Și bogăția poate să fie o capcană. Și sărăcia poate să fie o cursă. Fericit nu este nici omul cu posesiuni, nici omul înalt, nici omul scund, nici omul dezmierdat, nici omul super aplaudat. Fericit! În seara asta aici este persoana care a reușit performanța de a avea o stare de mulțumire și care poate spune liber, uitându-se în ochii lui Dumnezeu, mulțumesc frumos. Știu că sunt o grămadă de bărbați aroganți aici care le-ar fi foarte dificil. Nu v-ar fi dificil dacă ziua de mâine ar fi o marte să luați o floare, că o luați, dă-o încolo de floare, că doar nu e atât de greu să dai 1 milion, să fac un, fă-i un buchet frumos la nevastă mea, să-i duc, să-i închid gura. A, nu este greu să facem asta. Eu personal nu cumpăr niciodată flori de o marte la nevastă mea, pentru că nu vreau niciodată să mă oblige o zi să fac ceva. Vreau să simt să fac ceva. Dar vreau să spun ceva, nu trebuie să faceți ca mine. Dar cel mai greu este pentru un bărbat arogant și nepocăit încă total și nefericit, zic eu, să-i zică lui nevastă sa, îți mulțumesc frumos, dragă, pentru că existi. Îți mulțumesc pentru ceea ce ești, în primul rând. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine și casa asta. Și e foarte dificil bărbaților să faceți treaba asta, vă spun eu. Este foarte dificil pentru o grămadă de tineri să învețe să spună mulțumesc frumos. Și credeți-mă, aveți o grămadă de motive să faceți asta. În urmă cu vreo jumătate de săptămână, băiatul, unul din copiii noștri, și-a pierdut telefonul. L-a scăpat undeva, s-a dus în apă, a sărit după el, l-a dat cu feonul, cu tot ce-o știut, s-a dus. A căzut o tristețe peste el, de neimaginat. Zici că și-a pierdut viața. Dar știți, îmi place să fiu un om decent. Nu l-am judecat, pentru că cred că și eu săream la fel ca el. Suntem capabili în vremea asta să ne uităm nevasta în casă, să plecăm fără ea, copiii până moluri, până peco, și-a uitat cineva, fata s-a dus kilometri întregi, după aia și-a dus aminte, că el era ocupat cu telefonul. Suntem în stare să pierdem orice, de ne pierdem telefonul, simți că ne-am pierdut viața. Pentru că asta este o parte din viața noastră, din păcate, mai importantă decât persoanele, obiectul ăsta, care ne fură și timpul și mintea uneori și este o sursă foarte mare de stres, dar și de ajutor dacă știm să-l folosim corect. Și l-a pierdut. Și după câteva zile m-am întors acasă, m-am dus la asta cu care, de telefonie cu care am contract, și pentru că n-am la niciodată nimic de la ei, mi-a dat un telefon foarte bun, foarte scump, gratis. Și l-am pus în brață și ne-a dat și accesorii și tot la el. Nu-i venea să creadă ochilor că el are în mână un telefon mai bun ca l-alalt. L-a luat, s-a dus, era entuziasmat, s-a învârtit în casă și un singur lucru nu-i venea, a uitat să-l fac. Eram lângă el. Așteptam asta, vroiam asta. Să spună, tati, îți mulțumesc frumos. Și m-am dus, frate Vasile, și m-am bătut de el cu umărul. Și i-am mai dat una, și i-am mai dat una. Și la treia, o zis, da, 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 tati, îți mulțumesc. Uneori trebuie să ne scuture Dumnezeu. Trebuie să ne dea cu umărul, trebuie să ne lovească, trebuie să ne înghiontească, ca să pricepem că trebuie să ne întoarcem înspre El și să-i spunem, îți mulțumesc frumos, Doamne, pentru tata, pentru mama, pentru prunci, pentru păstor, pentru cântăreț. Câți de aici a spus, Doamne, îți mulțumesc de cântăreții ăștia care au transpirat?
Doamne, îți mulțumesc de sala asta. Doamne, îți mulțumesc de oamenii care au dat-o. Doamne, îți mulțumesc de ăla care au avut ideea să programeze evangelizarea asta. Eu am venit și m-am pus pe scaun. Habar n-am cum s-a produs evenimentul ăsta. Habar n-am cine a adus autobuzul, cine a fost în spate, ce se întâmplă. Insistă, frații, să veniți la 6. Nici atâta nu putem, nici atâta nu suntem capabili. Pentru că am uitat să spunem și să pricepe și să înțelegem că există o forță nevăzută, extraordinară. Este puterea Dumnezeului celui viu, care te-a ținut în viață până în seara asta, care ți-a dat mamă, tată, păstor, biserică, Biblie, adevăr, Duh Sfânt, cameră de filmat, libertate, ca să poți să spui în această seară cel mai valoros cuvânt. Doamne, tată, mamă, oameni buni, îți mulțumesc frumos. Când l-ai spus ultima dată? Credeți că înțeleptul așa i-a venit odată o inspirație așa interesantă când a spus: cine are o inimă mulțumitoare sau mulțumită, are în sufletul lui un ospăț necurmat. Dumneavoastră ați fost la ospețe, ați văzut ospețe, știți că la ospăț e veselie, e bună dispoziție, sunt oamenii care vorbesc, e grozav acolo. Suntem atât de reci, suntem atât de greu de mișcat din loc. Numai ospăț nu e în inima ta în seara asta. Va trebui să-mi pierd o bucată din plămâni, dar nu contează. Mi-o pierd, că nu-i prima dată. Va trebui cântăreții să se zdrobească aici la rând. De ce crezi că au adus mai mulți cântăreți? Ca să te atingă Dumnezeu și pe tine până la urmă, că poate nu-ți place un stil, nu-ți place de Sora, poate îți place de Vasile, poate îți place de Zeno, poate îți place de altcineva, poate până la urmă totuși cedezi și spui și tu: Doamne, îți mulțumesc frumos pentru cântarea, nu ți-a plăcut predica, nu ți-a plăcut aia, nu contează. Dar dacă până la urmă Dumnezeu te atinge în această seară și ai mulțumire în sufletul tău, te declar în această seară fără rezerve: tu ești o persoană fericită. Poți să ai în viața ta reumatism, poți să ai probleme cu ficatul, cu plămânii, cu diabetul. Poți să se întâmple orice, poți să prăbușească, să vină rușii, să prăbușească economia în România. Poți să ai 80 de ani, 60 de ani, 15 ani, 14 ani, 20 de ani. Poți să ai copii, poți să ai mai mulți, mai puțini. Dacă inima ta, femeie, e mulțumită în seara asta, în inima ta e veselie. Dacă nu, ești zero, tot. De aceea m-am rugat în seara asta ca Dumnezeu să-mi dea un mesaj, ca să nu mimăm că suntem mulțumiți, cum facem de multe ori, ci cu adevărat în inima noastră să se instaleze mulțumirea și să nu ne fie greu să spunem: Doamne, îți mulțumim frumos. Spunem cu toții amin? Spuneți cu toții amin? La Șirea am predicat de Sodoma și Gomora, vă aduceți aminte, da? Și ne-am uitat la lumea asta cât e urâtă, cum a devastat-o diavolul și păcatul. V-ați gândit vreodată cum a ajuns omul în starea asta nebună să se căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie? V-ați gândit vreodată? Și ce spune Pavel în Romani? Fiindcă măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu, haideți, nu l-au proslăvit unul. Vreți o grămadă de cântăreți să vă tot spună amin, 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 amin? Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, 1, 2, și nici nu i-au mulțumit. Și pentru asta Dumnezeu i-a lăsat. Asta e tot, nu-i bolnav nimeni. N-are probleme de genă și genetică. Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. Dar de ce i-a lăsat Dumnezeu? Știți de ce i-a lăsat Dumnezeu? Pentru că nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nu au putut să-i spună în fiecare dimineață și în fiecare seară și ori de câte ori au avut ocazia: îți mulțumesc frumos. 10 curățiți de lepră, cât s-au întors să spună mulțumesc frumos, Doamne? Spuneți voi câți? 1. Asta înseamnă că dacă suntem 100 de oameni aici, doar 10 se întorc și spun: Doamne, mulțumesc frumos. 90 de oameni se plimbă prin Arad și prin Felnac și prin Secusediu și prin Sinicolau și nici nu le pasă. Viața aia lor, puterea aia lor, mașina aia lor, portofelul aia lor, sângele aia lor, mintea aia lor, inima aia lor, ochii și aia lor, de aceea fac ce vor cu ele, poftele aia lor, totul aia lor. Nu-i și cui să-i spună mulțumesc frumos. Dar când știi că tot ce-ți ai tu îi aparține lui Dumnezeu, atunci poți să spui: Doamne, îți mulțumesc frumos. Să spunem toată adunarea amin.
2 Timotei, capitolul 3, una din caracteristicile zilei din urmă, spune apostolul, să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu vorbește de bani și de ce credem noi că înseamnă greu. Astea sunt ideile noastre slabe. Vreme grea, de ce? Nu mai putem mânca pâine albă, pentru că ne crește colesterolul și sunt foarte multe lucruri nocive în ele. Doamne, dă-ne pâine neagră. Lasă că ți-o da neagră, că ți-o levopsesc ăștia imediat pe sinap, nicio probleme, dacă vrei neagră. Când eram mici, măcar nu vedeam la față pâinea albă, ne-am săturat de făina aia semi și la aia ajungeam cu creu. Acum avem vremuri grele, vremuri grele, ce vremuri grele? Ce? Uitați-vă pe afară ce vremuri grele. Ia uitați-vă puțin pe ușa aia. Uitați ce vreme grea afară, uitați ce mașini sunt acolo. Care de care mai siropoasă? Ia uitați-vă la voi cum sunteți îmbrăcate. Ia uitați-vă puțin surorile. Câte garderobe mai aveți acasă? Ia uitați-vă bărbații. Eu n-aș știu cum să vă asortați, v-ați chinui și voi înainte de veni. Să-mi iau pantofi, să-mi se vadă șosetele, să nu-mi se vadă, să fie de alea în jos, în sus. Doar vedeți că mă pricep și eu, nu? A, m-am mai văzut cu asta, m-am mai auzit cu asta, m-am mai asta. Ia să șochez, ia să fac asta. Vremuri grele? Astea-s vremuri grele? Vremurile grele nu se măsoară așa din perspectiva lui Dumnezeu. Vreme grea înseamnă când oamenii sunt iubitori de sine. Hai să vedem, amin. Când este cineva care se îndrăgostește și se iubește pe sine, în casa e o vreme grea. Poți să întorcă 5 mașini în curte, acolo e o vreme grea. Iubitor de bani? Lăudăroși? Doamne Dumnezeule, că nici amvoanele nu mai scapă de povestea asta. Își începe predică, el predică despre Iisus 10 minute, despre el 40. Să știți, fraților, când am fost săptămâna trecută și când mă duceam eu și vorbeam eu și gândeam eu și alergam eu și când am vorbit eu și când s-a întâmplat, eu, ăsta e iubitor de sine și ăsta este un mare lăudăros, un mare lăudăros. Asta este o formă subtilă a diavolului care a intrat în amvoane și în biserici și în cântări și în predicator. Atenție, cântăreți! Imagini peste imagini, videoclipuri peste videoclipuri, șoc peste șoc, cărți peste cărți, coperți lustruite pe chipul lor, nu este Iisus, suntem noi, eu vreau să spun 10 metode prin care poți să fii fericit, vreau să spun eu 10 metode prin care poți să stai în mâini și în cap, vreau să spun 15 metode pentru familia ta să progreseze, vreau să spun 10 metode pentru businessmen, cum poate să le meargă afacerea, vreau să vă explic, eu vreau să vă explic și mă întreb câteodată, bă, dacă noi tot explicăm așa, de ce am mai avea nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu? 10 minute despre Hristos, 5 minute despre Duhul Sfânt, 1 minut despre Dumnezeu, 10 cuvinte din Biblie, în rest 1 milion de cuvinte despre noi, despre biserica noastră, despre orchestra noastră, despre chitara noastră, despre studiile noastre, despre diploma noastră, despre afacerea noastră, despre plimbările noastre, despre nebuniile noastre, despre prostiile noastre, despre imaginațiile noastre, despre minciunile noastre. Asta e vreme grea, asta cu adevărat este vreme grea. Iubisor de sine, de bani, lăudăroși, trufași, mincinoși, neascultători de părinți și ajung în punctul care predic în seara asta, nemulțumitori. N-aveți cum să fiți fericiți dacă treceți la cultul penticostal, nici dacă treceți la cel baptist, nici dacă ești rom sau român, nici dacă ești orice. Omul fericit este un om mulțumit, care se uită în ochii lui Dumnezeu în această seară și poate să spună în orice situație se află: Doamne, îți mulțumesc. Cum e cântarea? Pentru încercări? Pentru binecuvântări? Pentru toate? Doamne, azi îți mulțumesc! Domnul să binecuvânteze toată adunarea! Aleluia! Aleluia! Știu că ne-a tăiat Duhul Sfânt, așa trebuie, să fim tăiați. Că atunci când ne taie Duhul lui Dumnezeu, se produce o operație și Dumnezeu ne vindecă. Și să plecăm toți veseli acasă, spunem: Doamne, ce s-a întâmplat cu pocăiții aceștia? Este un ospăț în inima mea, de ce? Au fost cântăreții și predicatori cei mai grozavi, fratele Vasile Plop a zis ceva grozav? Nu! Dumnezeu ne-a dat o inimă mulțumitoare! Doamne, cât sunt mofturoși, văd, bă, orice centimetru, ies din biserică. Păi ce-a fost aia? Ce, mă? Păi dar cum crezi? Atâta bombăneal. Asta arată foarte clar ce ospețe, între ghilimele, în inima noastră. Ce neospețe. Primul medicament, îmi intitulez predica în seara asta pe la mijloc, rețeta
unui om mulțumit. Rețeta unui om fericit. Eu vă dau rețeta din Biblie. Farmacia e al Domnului, ca să mă duc exact. Dumneavoastră veți primi rețeta în mână, dar poți să mor cu ea în mână dacă nu mergi la farmacie să-ți iei medicamentele, și poți să mor cu medicamentele în mână dacă nu le bei. Sunt o grămadă de pocăiți care flutură rețeta. Am rețeta. Du-te, mă, la Dumnezeu cu ea, la farmacie cu ea. O am. Știe și unde să meargă, alții și-au medicamente. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu mi-a zis exact unde e durerea mea. Bă, frate pastor, de sute de ori ne-a zis oamenii, ăsta este adevărul, ne-ai spus exact unde mă doare, exact acolo e problema mea, acolo e năcazul meu, și știu că deja Duhul Sfânt a vorbit la mulți aici. Și le spui medicamentul, stă cu el în mână, nu-l beveci. Și de ce știu că nu le ia? Pentru că dacă le lua, s-ar fi schimbat. Amin? Amin? Pentru că valoarea unui medicament nu este să-l ții în mână, să-l plimbi prin fața ochilor. Și să-l bagi, să-l înghiți și să-și facă efectul în organismul tău, să-ți ia durerea, să-ți ia problema și să aducă schimbare în viața ta. Dumnezeu să schimbe orice inimă în seara. Primul medicament care vreau să ți-l spun este că este foarte important pentru a avea o inimă mulțumită și a fi fericită și fericit, să știi cine ești dumneata. Asta are legătură cu identitatea mea. Credeți-mă, văd atât de mulți oameni frustrați, atât de multe femei în depresie, bulversate, distruse, mental. Văd atât de mulți frați și oameni sănătoși, cu școlați. Domnul pastor, simt că nebunesc, nu mai fac față, nu mai pot dormi noaptea, nu mai pot să fac nimic. Și de fiecare dată mă întreb, dar de ce? Pentru că foarte mulți dintre noi, încă la ora asta, pocăiți fiind de ani de zile, nu știm exact cine suntem noi. Cum să fii mulțumit dacă tu nu știi cine ești? Nu știi! Și în seara asta trebuie să faci pasul ăsta, să știi cine ești, dumneata. Când e vorba despre cine sunt eu, în general sunt două extreme. Nu o să stau mult lângă ele, că nu vreau să pierd timpul. Sunteți deștepți și inteligente și să le prindeți. Prima extremă este că avem o părere foarte înaltă despre noi. Asta este o extremă de-a dreptul greșită. Când ne uităm noi în oglinda ființei noastre, nimeni nu e mai grozav ca tine. Nimeni nu e mai deștept ca tine, nimeni mai bun ca tine, nimeni nu cântă mai bine ca tine, nimeni nu predică mai bine ca tine, nimeni nu e mai descurcăreț, nimeni nu are o familie ca ta, nimeni nu are copii ca tăi, nimeni, nepoți. Asta înseamnă o părere înaltă despre dumneata, despre voi. Asta este parte foarte periculoasă, extremă asta, ca să vă duce fără dor și poate la mândrie. Și țineți minte ce vă spun în seara asta. Mândria merge înaintea pieirii. Și dacă au fost oameni care s-au prăbușit și au căzut și au alunecat, este că dumnealor a avut o părere foarte înaltă despre ei. Pavel vorbește clar în Romani, în capitolul 12. Iată ce spune în versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, stimată soră și frate și toți care sunteți aici, e un mesaj pentru tine și pentru mine. Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, echilibrate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Atunci când ai o părere mai înaltă despre tine, nu o să fii mulțumit niciodată. Pentru că tot timpul o să fii orbit de tine însuși și de mândria ta. Și n-ai cum să ajungi aici. Cealaltă extremă, la fel de periculoasă, este o părere proastă. De multe ori, ca slujitor, trebuie să consiliem, să ajutăm oameni, ore întregi, pentru că aceste persoane vorbesc tot timpul așa, le aud de fiecare dată. Mie nu merge nimic, numai mie mi se întâmplă,
numai mie lovește valul. Nu o să fiu niciodată fericită. Mie nu-mi iese nimic, orice am încercat, orice asta, Dumnezeu împotriva mea, viața împotriva mea, n-am avut noroc în viața mea, nu mi-a ieșit nimic bine niciodată. Eu sunt ratată, sunt dată la o parte, eu n-am nicio valoare, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, eu sunt un zero și o grămadă de oameni au o părere proastă despre ei și ajung la spital și ajung să ia bol pentru mintea lor, pentru că în mintea lor mereu și mereu se condamnă și spun îs rea și nu o să fiu niciodată bine. Eu am fost întotdeauna așa, eu voi rămâne. Am găsit persoane cu două facultăți care, deși le-au făcut, au spus, eu nu o să reușesc niciodată în viață. Și eu îi spun, bă, fato, câte fete n-ar dori să facă ce ai făcut tu? Nu contează. Sunt nefericită, nu o să meargă, nu o să fie, nu o să... Tot timpul gândire negativă, tot timpul când vorbesc și când vin persoanele în preajma ta, tot timpul arunc așa un nor de apăsare. Când te întâlnești cu ele, îți spun, lasă că nu, orice propui nu merge, orice spui nu-i bine, orice gândești nu o să iasă niciodată. Asta înseamnă că persoana are o problemă în interior. Iar în seara asta, mă rog din toată inima Dumnezeu să se atingă de inima asta și Dumnezeu să vindece inima asta. Așa se întreb în seara asta, tu ce părere ai despre tine? Uită-te puțin la tine. Nu vă întreb ce părere aveți despre alții, că vă pricepeți și eu. Nu vă întreb ce părere aveți de Vasile, de Alina, de Viorica, de fratele Michi, nu? Nu vă întreb ce părere aveți de primar, de aia, că... Aici toți suntem extrem de pricepuți, știm tot. Ba-i așa, ba nu-i așa, ba-i așa. Avem o grămadă de idei. Da, despre tine, ce părere ai în seara asta? Vreau să te aud. Ce părere ai despre tine? Cum te vezi? Cum te vezi în seara asta? Și Iova a avut o părere foarte interesantă. Dacă n-a ajuns în prezența lui Dumnezeu, cu adevărat, astăzi urechile mele au auzit vorbindu-se despre tine. Astăzi ochii mei te-au văzut. Și vreau să mă pocăiesc, pentru că m-am văzut astăzi. Și când m-am văzut, m-am uitat eu la mine și m-a luat voma. Așa scrie-ne. Mi-e scârbă de mine. Până acum era îndrăgostit de el. S-a luat cu Dumnezeu. Doamne, eu n-am greșit, eu n-am făcut, eu. Și deși avea dreptate în raport cu Dumnezeu, când a ajuns în prezența lui Dumnezeu și l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, mi-e greață de mine, mi-e scârbă de mine și vreau să mă pocăiesc în sac și în cenușă. Există o pocăință superficială pe care toți am probat-o. Ne vine să plângem. Foarte bine. Începem să plângem. Doamne, pare. Avem stări emotive. Urlăm tare, strigăm ca mine. Doamne, gata din seara asta. Mâine ești la loc. Și de ce? Pentru că pocăința nu înseamnă momente siropoase doar. Deci sunt faine. Pocăința nu înseamnă să mergi la biserică din când în când. Pocăința nu înseamnă un extaz. Pocăința nu înseamnă un moment frumos. Pocăința înseamnă, stimații mei, pocăința înseamnă schimbare. Și mă rog Duhului Dumnezeu care este prezent aici să schimbe inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să spun în această seară, tu nu ești oricine, Iisus Hristos a spus. Tu ești mai valoroasă decât vrăbile de care Dumnezeu se ocupă în fiecare zi. Tu ești mai valoros și mai valoroasă decât crinii de pe câmp, de care Dumnezeu se ocupă într-un mod șocant. V-ați gândit vreodată la ce am citit în seara asta? Solomon în toată slava lui, cu toți designerii de modă, toți pe lângă el, era cel mai cunoscut în vremea asta, toți l-au îmbrăcat cu slavă. A zis Iisus Hristos, Solomon în toată slava lui nu este capabil niciodată, toți designerii, să facă ce fac eu pentru un crin pe care eu îl îmbrac pentru 24 de ore, cel mult, care astăzi este și mâine nu mai e.
Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi e și mâine nu mai e, cu cât mai mult se va ocupa de viața ta și de a mea, puțin credinciosule. Suntem aici în seara asta. Dumneavoastră simțiți mâna lui Dumnezeu în viața voastră? Câți de ei simțiți mâna lui Dumnezeu? Uitați-vă afară la un fir de iarbă. Dumnezeu se ocupă de el până mâine. Vi l-ați imaginat pe Dumnezeu vreodată așa? Că merge și se ocupă de un crin de pe câmp pentru cel mult 24 de ore și mâine dispare? Eu, Dumnezeu, îi dau splendoare până mâine. Până mâine trebuie să strălucească crinul ăsta. Până mâine trebuie să uimească crinul ăsta cu mirosul lui, cu înfățișarea lui, cu eu sunt cel care mă implic în viața unui crin pentru 24 de ore. Dar pentru voi, puțin credincioșilor, nu vă voi ocupa eu de voi? Iisus Hristos este Domnul. Eu am o inimă mulțumitoare, nu pentru că toate merg strună în viața mea, ci pentru că eu cred. Eu cred. Iisus Hristos e în viața mea. Iisus Hristos se ocupă de mine ceas de ceas, minut de minut. Nu sunt fericit pentru că merg toate grozave. Sunt fericit pentru că Dumnezeu e în viața mea, pentru că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu și pentru că Duhul Sfânt mă ține în mâna Lui ceas de ceas. Și spunem toată adunarea: Aleluia lui Dumnezeu! Glorie Domnului! Nu mai spune niciodată că tu ești bătrână. Nu mai spune niciodată că tu ești bolnavă. Nu mai spune niciodată că ție nu-ți merg lucrurile. Din această seară spune altceva: El este răscumpărătorul meu. El este Domnul meu. El este Mântuitorul meu. Lui pasă de viața mea. Aleluia! Să spunem toată adunarea: glorie Domnului! Eu știu cine sunt. Cine ești tu? Când nu eram decât un plot fără chip. Încă nimeni nu știa dacă o să fiu fată sau băiat. Încă nu poate zâmbi tata că-s băiat sau să fie puțin apăsat că e fată. Înainte să știe ce sunt eu, scrie David, că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Spune-mi toată adunarea: aleluia! Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, înainte să fi fost vreuna din ele. Spune-mi toată adunarea: aleluia! O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pricep, este prea înaltă ca să o înțeleg. Dar atunci mă întorc și spun: Doamne, te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și spunem toată adunarea: glorie Domnului! Glorie Domnului! Știți de ce sunt mulțumit în seara asta? Nu pentru că am 1,87 m. Uneori un de serviciu să ai înălțimea asta, alteori bine. Eu nu sunt mulțumit în seara asta pentru că Dumnezeu mi-a dat aia și aia. În primul rând sunt mulțumit în seara asta pentru că cel mare care m-a creat și m-a știut înainte să mă nasc și s-a gândit la mine este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Că înainte să plec din lumea asta, Iisus Hristos m-a întâlnit, m-a mântuit, m-a iertat de păcate, mi-a scris numele în cartea vieții, iar eu sunt fiul marelui stăpân, eu sunt fiul regelui. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Eu știu că răscumpărătorul meu este viu, trăiește! Și eu voi trăi! Aleluia! Când ai o boală în tine, tu ești același. O fătură minunată. Când ai 80 de ani și toți pe stradă spune: uite baba, cum a zis Vasile, băbuța, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Aceeași valoare. Pentru lume nu mai există. Din păcate, ori nu ești pentru pruncii tăi. Nu mai au timp pentru mama. E bătrână, e uscată. Tu ai BMW, tu ai Mercedes, tu ai chei, tu ai putere, tu ai bani. Și ai uitat de ea, nu? Nu e așa că ai uitat? Am găsit o grămadă de oameni uitați. Am găsit o grămadă de bătrâni ai nimănui prin azile. Am găsit o grămadă de mame care și-au dat viața acolo pe altar, plimbându-se prin casă ani de zile. Și nimeni nu le mai caută. Multe din mamele astea au murit înnecate în lacrimi, înnecate în amar. Mi-aduc aminte
Mama s-a îmbolnăvit odată și a trebuit să stea în spital, avea 75 de ani. Vreo lună și ceva. Și i-am spus, mamă dragă, eu să vin în bistiță la dumneata la spital tot a doua zi. Aveam doi copii atunci. Și mi-a zis, nu poți să vii tot a doua zi, că ai familia ta și copii. Lasă, vină duminica doar, e bine. Eu suport. Și am zis, mamă, nu o să vin. Noi locuim în Beclean, 36 de kilometri de Bistrița. Și a trecut o zi. Și a doua zi m-am sit în mașină și am plecat. Și mama a insistat peste măsură de mult să mă duc doar duminică. Vreau să vă spun ceva. Știți unde era mama a doua zi, după masă la 4, când i-am zis că merg? La poartă. Ea mi-a zis duminica. Eu i-am zis, poi mâine, la 4 s-a aici. Dacă ea credea că eu mă duc duminica, nu era la poartă. Dar poi mâine mă aștepta. Și așa am făcut mult timp. La un moment dat o doamnă din salon mi-a zis, dumneavoastră aveți familie, da. Aveți copii, da. Și cum vă permite să veniți tot a doua zi să vizitați bătrâna asta de 75 de ani? Și am zis, stop, doamnă! Chiar m-am enervat! Stop, stop! Dar ce s-a întâmplat? Asta nu-i bătrână! Asta-i mama mea, înțelegi? Dumneata nu vezi că n-are numai oasă și piele și venele le poți număra de la un kilometru? Femeia asta a născut 7 copii. Eu sunt ultimul. Viața ei și-a pus-o în joc ca eu să trăiesc și să am 1,87 m. Nu vă permit să spuneți asta despre mama. E ființa care iubesc și o prețuiesc. Ea a izbunit în plâns și a zis, domnule, n-am vrut să vă jignesc, dar eu am copii în Germania care mă sună odată la 3 luni și îmi trimit 20 de euro. Deci aici de o vreme în spital și nimeni nu mă caută. Sunt a nimănui, sunt o pierdută. Vă felicit! Nu mă felicita. Ar trebui să fiu zi și noapte și aș vrea să vă spun ceva, doamnă, de-ar mai da Dumnezeului mama încă 70 de ani și mie la fel. Nu o să pot niciodată să-i răsplătesc tot ce a făcut. Sunt o grămadă de oameni care simt în inima lor că nu mai au nicio valoare, că nu mai au niciun preț. Îți spun în această seară, cel care îți dă valoare și ai preț în ochii lui este cel care ne-a creat și te ține până aici. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ridică-te din orice boală, ridică-te din orice singurătate, ridică-te din orice durere, ridică-te din orice respingere, ridică-te din orice depresie, ridică-te de unde ești și spune-i, dacă copiii mă abandonează, dacă societatea mă abandonează, dacă biserica mă abandonează, dacă pastorii nu mă mai caută, dacă nimănui nu-i mai pasă, dacă nu mai reprezint pentru nimeni nimic, cel care mă ține în mâna lui zi și noapte este cel care ține stelele, este cel care ține luna, este cel care ține universul întreg, este cel care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Numele lui este Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul. Tu ești mai prețioasă decât vrăbile, tu ești mai prețios decât crinii de pe câmp. Ridică-te, crede în Iisus. Lui pas. Uneori voi romii simțiți în ființele voastre acest complex de inferioritate. Oriunde mereți au apărut țiganii să dau la parte, au apărut ăia. Și de multe ori sunt convins, sunt prieten cu voi de mulți ani de zile. Și mulți mi-au spus, simțim asta, păsarea asta, dar ne-o asumăm, o acceptăm, ne arată cu degetul, pleacă. Vreau să vă spun tuturor, chiar dacă lumea asta v-ar stigmatiza, chiar dacă lumea asta va arăta cu degetul și s-a depărtat de voi când apăreți, să știți că niciodată Dumnezeu nu va face diferențe și nu se va depărta de voi. Iisus Hristos va fi lângă voi, pentru că la Iisus nu există țigani, nu există unguri, nu există nemți, nu există galbeni, nu există albi, nu există americani, nu există bogați, nu există săraci, nu există sănătoși și bolnavi, nu există deștepți, școlați, cu facultăți sau oameni care nu știu să citească. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Și toți am fost plămădiți de El, creați de El și merită să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Gloriei lui Dumnezeu! Un al doilea medicament pentru a fi mulțumită și mulțumit și fericit și fericită și a învăța lecția mulțumirii este că trebuie să știi pe cine vrei tu pe pământul ăsta să mulțumești. Una din sursele tulburării inimii
este că eu și cu tine, de foarte multe ori, și cu dumneata, încercăm să mulțumim mai multe persoane. Noi am spus, și eu de multe ori, când conduceam un program, mă zice, lasă-mă să fie mulțumit, lasă. Și a fost o bucată din slujirea mea când m-am chinuit să mulțumesc pe toți. Încercam asta, n-am reușit niciodată. Eram atent cum predicam, că știam că-s doi, trei care nu le place să vorbesc tare și mai... Erau alții care vreau altceva și m-am chinuit, mi-am stricat nopțile. Am stricat o grămadă de predici care au venit din inima lui Dumnezeu. Pentru că n-am vrut să deranjez, pentru că n-am vrut să fac aia, pentru că am vrut să fac aia lant. Până într-o zi, când Domnul m-a întâlnit și mi-a spus, tu pe cine vrei să mulțumești? Tu vrei să fii fericit vreodată? Da, Doamne! Atunci vreau să spun că tu nu poți mulțumi două persoane, nu trei, nu cinci, catastrofă. Nu poți să mulțumești. Tu trebuie să mulțumești o singură persoană. Știți de ce nu sunteți liniștiți și fericiți și nu sunt? Pentru că încercăm să mulțumim mai multe persoane. Iisus Hristos a spus nimeni. M-auziți ce spun în seara asta? M-auziți bine? Câți m-auziți de aici mâna sus? Înțelegeți ce vă spun? Nimeni! Nu există excepție, evreu, bogață, nimeni, nimeni! Nu poate să mulțumească doi stăpâni. Nimeni! Nu o spune Gabi Zăgreanu. El nu mă repetă, ca un papagal. Dar un papagal de treabă în seara asta. Iisus Hristos. Iisus Hristos spune asta. Iisus Hristos spune asta, aleluia. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Va mulțumi pe unul, îl va nemulțumi pe celălalt. Va iubi pe celălalt, îl va nemulțumi pe celălalt. Tot timpul vom face nebunia asta. Ce zici, frate Vasile? Frumos, grozav. Ce fost, frate Vasile? Asta ce-a fost? Ce să fac? Când îl văd pe Vasile Radin, spun-i grozav. Dacă îl văd pe fratele Vasile din Coșcă, stă, a plecat, nu-i vorba că se întâmplă așa. Deja mă tremură și eu sunt nefericit, eu. Și cei doi? De cât timp facem noi asta în pocăință? Suntem atât de loviți, atât de... Păi am auzit că s-a supărat, am auzit că nu știu ce, mă. Frații mei iubiți, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Care, țineți minte, are resurse nelimitate. Poate să facă tot ce vrea El. El chiar cred că putea să reușească să mulțumească pe toți. Vreau să vă spun ceva, să țineți minte. Iisus Hristos nu numai că n-a mulțumit pe toți, a nemulțumit zilnic o grămadă de oameni. De ce o intra la ăla? De ce mănâncă cu ăla? De ce își face de lucru cu păcătoșii? De ce se amestecă cu neamurile? De ce plânge? De ce strigă? De ce a făcut asta în ziua sabatului? De ce n-a plecat? De ce n-a tăcut? De ce n-a făcut asta? În fiecare zi, fiecare acțiune pe care Iisus o făcea, mulțumea puțin și cei mai mulți bombăneau, cei mai mulți vociferau, cei mai mulți nu erau de acord. Dar Iisus a spus tranșant, eu n-am venit să fac voia nimănui, nici măcar voia mea. Eu vreau în fiecare zi să mulțumesc o singură persoană. Eu vreau să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Să spunem toată adunarea, aleluia. Să spunem toată adunarea, aleluia. Poate să fie cultul, poate să fie oricine ar fi pe pământul ăsta. Poate să fie oricine ar fi pe pământul ăsta. Ține minte! Ținta ta ca să fii mulțumit și fericit este să faci o singură voie. Ia spuneți-o cui voie. Voia Tatălui nostru care este în ceruri. Să spunem toată adunarea, amin. Să spunem toată adunarea, amin. Să fie toți nemulțumiți. Să facem voia Domnului. Să facem voia Domnului. Așa ne-au crescut bătrânii fără carte. A zis să facem voia Domnului. Doamne, a zis Ioan Botezător, nu se cade că eu să te botez pe tine. Eu am nevoie de tine. Și tu vii la mine?
Lasă, Ioane, să facem voia Tatălui, să facem tot ce-i scris. Tu vrei să faci voia lui Popa? Fă-o că te duci în iad cu el cu tot. Tu vrei să faci voia unui păstor, a unui lider, dacă el o ia razna? Tu vrei să faci voia lui eu știu cine? În timp ce lângă tine este singura voie care rămâne în picioare, și aceasta este voia lui Dumnezeu. Înalță-te în adunare Biblia! E timpul trezirii în România! E timpul trezirii români! Români! Sunt filmat în seara asta! Voia cui voi o faceți? Nu-mi părăsesc religia. Și ce e cu asta? Nu-mi părăsesc asta, nu vreau să supăr pe ăla, nu vreau să supăr pe mama, nu vreau să supăr pe tata, nu vreau să supăr pe preot, nu vreau să supăr pe cutare. Dar pe Dumnezeu nu te-ai gândit vreodată că-L superi? Chiar dacă toți umblăm buvnați, singurul care merită să fie înălțat în inima ta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Să spunem toată adunarea aleluia! E 9:30, vin autobuzele. Am trăit o experiență în ultimile 3 săptămâni cu un om de afaceri din zona mea, care și el tot așa umblă pe la farmacie, după medicamente, după asta, numai nu le bea. Și nici nu se pochește. Dumnezeu a vorbit casei lui. Și s-a speriat printr-un cuvânt profetic pe undeva pe aici, prin zona Arad. A fost la niște rudenii și a nimerit așa la rugăciune. Și a fost o vedenie pentru casa lui. Un nor negru venea peste familia lui. E bogat, e sănătos, de toate are. Și s-a speriat și m-a sunat: frate Gabi, mai cheamă un păstor, hai la noi la cabană să te rogi pentru casa noastră. Domnul îmi spune să mergem să ne rugăm pentru toți oamenii. Amin? N-ați zis amin? Amin? Bine că are cercei, el fumează după colț, da. Știu că vă place să vă rugați pentru ea la adunare, care cel puțin 50% sfinți sau 80%. Dar nu e asta ideea. Eu m-am dus și ne-am rugat acolo. Au căzut pe genunchi ei doi și cei doi copii. Și când m-am rugat pentru soția lui, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste mine și peste rugăciunea mea. Și m-am rugat cam așa: tu nu vrei să faci pasul pentru că tot timpul te frămânți în fiecare noapte. Ce o să zică prietenii tăi? Ce o să zică cei din familia ta care nu vor să faci ceea ce tu simți că trebuie să faci? Ce o să zic anturajul de atâția ani cu care ai fost? Și pentru asta refuz de atâta vreme harul și chemarea mântuirii. Dumnezeu te cheamă azi. Împacă-te cu El. Împacă-te cu El. Uite, așa tremura sub mâna mea și plângea. Ne-am rugat și am plecat. În urmă cu 4 zile, respectiv 5, nu știu, vinerea trecută, deja e o săptămână, m-a sunat din nou, tot soțul, și mi-a spus: soția mea nu mai poate să doarmă, nu mai are niciun fel de liniște, nu mai știu ce să fac cu ea. Te rog să vii duminică seara, pentru că vrea să se boteze. Duminică seara am fost acolo cu o audiență de 60 de oameni. Cei mai mulți care nu erau împăcați cu Dumnezeu, și eu am botezat-o împreună cu prietenul meu, Victoraș. Am botezat-o în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Spun împreună cu voi: binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Maica s-a plângea într-un colț și am zis: Doamnă, de ce plângeți? Nu mi-a putut răspunde. Nici acum nu știu exact dacă plângea de bucurie că îi se pocăiește fiică sa sau de năcaz. E din lângă Timișoara. I-am zis: nu plângeți, dacă plângeți de supărare, să nu plângeți de supărare. Că astăzi fiica dumneavoastră face cel mai grozav lucru. Împlinește o poruncă pe care Iisus Hristos a dat-o, ca să fie mântuită. Bucurați-vă, lăudați-vă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi scrie numele în cartea vieții. Aleluia! Aleluia!
Ieri înainte să vin aici la voi, m-au chemat la o sarma și am zis: cum te simți de duminică? Frate Gabi, dacă ți-a spun eu câte nopți n-am dormit eu, câte chefuri am tras aici în cabana asta, cât nesom, cât îngrijorare, câtă tulburare pentru sos, pentru copii, pentru nebunile care le vedeam cu ochii mei, nu pot să spun câte nopți am avut de coșmar. De duminică n-am dormit o noapte, m-am speriat. Cum? Zice: nu mai pot dormi de bucurie. Aleluia! 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 Știți de ce? Pentru că duminică a mulțumit o singură persoană. Și aceasta este Iisus Hristos Domnul. Și a făcut voia Tatălui care este în ceruri, a crezut în El, a fost mântuită, s-a botezat. Să înălțăm numele lui Iisus Hristos aici. Să înălțăm numele lui Iisus Hristos aici. Glorie Domnului! Vreau să închei în câteva minute. Și vă spun un al treilea rând. Că al treilea medicament ca să ai o inimă mulțumitoare, să fii fericit și fericită, este că în viața asta trebuie să ai un singur scop. Unul singur. Și Iisus Hristos l-a fixat în textul care l-am citit în seara. Căutați, mai zic o dată, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Să spunem toți amin. Spunem toți amin. Și celelalte lucruri pe care neamul le au ca scop pentru ei viața asta, Dumnezeu vi le va da pe deasupra. Câți de aici credeți lucrul ăsta? Dumnezeu să se atingă de orice inimă în seara asta. Dumnezeu să se atingă de orice viață în seara asta. Nu vă strângeți comori pe pământ. Nu vă puneți mintea cu banii. Nu vă spuneți mintea cu carierele, cu numele sonore. Nu vă puneți mintea cu realizările omenești. Toate se duc. Banii se duc. Am un prieten de-al meu, Loți. Și întreb câteodată, el muncește și o adună și să lupte și să-ți bate. Zic: bă, tu ce părere ai? Zice: eu lucrez și alții se vor bucura. Alții. Nu vă puneți mintea cu bogățiile vremelnice. Că dacă ți se leagă inima de pământul ăsta, și pământul ăsta este scopul pentru care trăiești, aș vrea să spun ceva și să închei. Unde ți este comoara, acolo ți este inima în seara asta. Vreau să te întreb ceva. Unde ți este inima în seara asta? Caută-ți-o. Când m-am îndrăgostit, inima mea era la nevasta de azi, a mea. Și mi-a furat inima. Eu am furat-o pe ei. Inima mea e la ea și a ei la mine. Și așa a rămas peste 20 de ani. Inima mea e la ea și a ei la mine. Inima ta unde e în seara asta? Unde este comoara ta, acolo ți-este inima în seara asta. Dacă banii sunt comoara, acolo ți-e inima. Dacă lumea de jos ți-e comoara, acolo ți-e inima. Jos, pe pământul ăsta. Dacă Iisus Hristos și cerul ți-e comoara, acolo ți-este inima. Să spunem toți de aici, glorie Domnului. Spunem toți de aici, glorie Domnului. Avem o cântare foarte frumoasă. Inima, inima, cum? Ziceți mai departe. Zboară spre cerul, dorul se avântă. Hai, Vasile. Se avântă, se avântă departe. Acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri. Ia uite-te cum zboară inima. Dacă o ai aici, roagă-L pe Iisus să ți-o ia în seara asta în mâna Lui. Inima zboară spre ceruri. Dorul se avântă, se avântă, se avântă departe. Acolo-i țara mea. Acolo vreau să ajung în ea. Departe, departe de-a lumii neizări. Aleluia, aleluia. E seara mulțumirii. Cum pot să fiu mulțumit? Atunci când tu știi cine ești. Sunt fiica marelui stăpân, grozav. Sunt fiul regelui. Laudă Domnului. Cum pot să fiu o persoană mulțumită? Atunci când fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Doar pe El vreau să-L mulțumesc.
cât voi trăi. Cum pot să fiu fericit și mulțumit? Atunci când inima nu-i la mine, nu-i jos, este mâna lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Să-mi ridicați toți și cântăm, cântăm, inima, cântăm și Duhul Sfânt să se coboare peste adunare. Duh de viață, Duh de putere, Duh de tărie, Duh de bucurie. Acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre cerul meu. Se avântă departe. Acolo-i țara mea. Lacrimile de durere când se vor sfârși, o, poporul meu, liber când vei fi. Lanțul sfârmat să zbor ca ușoi, m-aș vrea să ajung în țara mea. Toată inima! Inima, inima zboară spre ceruri dor. Se avântă, se avântă departe dor. Se avântă departe. Acolo-i țara mea. Inima! Inima, inima zboară spre ceruri dor. Se avântă, se avântă departe dor. Se avântă departe. Acolo-i țara mea. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Are! Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Inima, inima zboară spre ceruri dor. Se avântă, se avântă departe dor. Se avântă departe. Acolo-i țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri dor. Se avântă, se avântă departe dor. Se avântă departe. Acolo-i țara mea. Iisus cel înviat e astăzi în Arad. Iisus cel înviat e astăzi în Arad. Iisus cel înviat e astăzi în Arad. Iisus e aici în Arad. Lasă-l! Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, vei fi binecuvântat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, vei fi binecuvântat. Auziți! Iisus mai vindecă și astăzi în Arad. Iisus mai vindecă și astăzi în Arad. Iisus mai vindecă și astăzi în Arad. Iisus e astăzi în Arad. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, vei fi binecuvântat. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit. Aleluia! Amin. Iată că am ajuns aici, frați și surori, stimați prieteni, față în față cu această provocare. Aduc ca jertfă, citea fratele păstor la început, vă aduceți aminte, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. O să ai ocazia în momentele următoare să-i spui lui Dumnezeu îți mulțumesc frumos. Vreau să te mai rog ceva. Dacă soția ta este aici,
Te rog în seara asta, înainte să te culci, orice bărbat care stai să-i spui, îți mulțumesc pentru ce ești. Dacă sunteți aici copii care poate de luni și de ani de zile nu ți-ai căutat niciodată mama și tata, să le spui să mulțumim. Te rog să o faci în seara asta. Trimite un mesaj, dacă nu e în țară, fă ceva. Și toți împreună să-i spunem un mesaj celui care ne-a dat și prunci și părinți și apă și pâine și haine și mașini și mai presus de toate, ne-a dat mântuirea în dar. Mulțumim frumos, Doamne! Mulțumim frumos, Iisus, că ai stat pe cruci! Mulțumim, Duhule Sfânt, că ne vorbești, că ne străpunși, că ne frămânți! Tată, îți mulțumesc ca un rob netrenic împreună cu toți colegii, frați și surori pentru seara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, împreună cu toată adunarea pentru cântările înălțate aici, care ne-au tâns inimile și mințile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți care au făcut o treabă grozavă și au postit și s-au rugat, Doamne, pentru ca să se întâmple seara asta, ca să poți să vii să ne atingi mințile și inimile noastre. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că nu ne-ai abandonat. Vrednici eram să treci pe alături. Vrednici eram toți să-ți întorci spatele spre noi în seara asta. Pentru că am uitat de tine de zile întregi, de săptămâni, de luni. Pentru că nu ți-am făcut voia și ne-am făcut voia noastră și a altora. Pentru că am încercat să te împăcăm și pe tine și lumea și poftele. Și ți-am trădat inima. Ți-am trădat cuvântul tău. Meritam să ne ocolești. Meritam să nu ne spui nimic în seara asta. Meritam să ne mustri mai mult decât ai făcut. Îți mulțumim frumos în seara asta că nu ne-ai ocolit. Îți mulțumesc, Doamne, că n-ai fost ca și levitul și ca preotul. Îți mulțumesc, Doamne, că pentru mine și pentru toți care suntem aici, ești samariteanul milos. Îți mulțumesc că ai coborât la noi să ne ridici, să ne leși rănile, să ne duci la hanul tău, Doamne. O, Doamne, atinge-te de orice inimă în această seară. Atinge-te de ființele care au nevoie de tine, Doamne, și de vindecarea ta. Atinge-te de bărbații care sunt aici, Doamne, care au slujit și au încercat să slujească la mai mult stăpân. Te rog, eliberează-i în seara asta. Atinge-te, Doamne, de orice inimă și fă minunea de care ai nevoie. Ca plecând aici și de aici, în această seară, Doamne, să putem să spunem: avem mulțumire în sufletele noastre. Avem ospăți necurmați, suntem veseli. Iisus Hristos este Domnul nostru. Doamne, vrem să ne așezăm încă o dată inima în mâna Ta, Doamne. Ia-o în mâna Ta și strânge mâna, ca să nu ne mai pierdem niciodată de Tine, Doamne. Ia în mâna Ta poporul acesta și condul, Doamne, până în împărăția Ta. Întinde-ți mâna peste serile următoare și lucrează cu mare putere și cu mare har. Fie ca numele Tău să fie lăudat în Arad și împrejurim, Doamne. Inimile noastre să fie pline de puterea Ta și de binecuvântarea Ta. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh ne închinăm. Amin. Iubiți frați, surori, dragi prieteni, ascultători și stimați frați care ați venit din diaspora, mărturisesc sincer și vin în urma tuturor ca un rob netrebnic să mărturisesc că n-am făcut nimic decât ce eram dator. Atenție, care aveți datorii! Ca să puteți dormi noaptea liniștit, să nu vă așteptați cu cămătarii. Căutați să vă achitați datoriile. Că numai voi știți cum dormiți noaptea, care dorm așa. Dar oare cum te culci și cum îl culc noaptea când știu că am datorie la Dumnezeu, că nu i-am mulțumit? Dar acum, ca să n-avem datorii, măcar noi care suntem aici,
Doamne, îți mulțumim. Niciun amin nu s-aude. Stai că mai fac probă. Doamne, ne întoarcem să-ți mulțumim. Amin. Pentru sănătate. Amin. Pentru pace. Pentru mântuirea care te-a costat pe tine. Doamne, fii slăvit și tot poporul de trei ori. Amin. Gata, mâine o să vinți cu puteri mai mari. Doamne, ce plăcut e să fim cu tine. Închei dorindu-vă o noapte binecuvântată.